Salut oameni buni, acest videoclip este prezentat de EA Game Changers. Mulțumesc din nou celor de la EA pentru că mi-au acordat acces mai devreme la FIFA 21. Nu uitați că acesta este un joc care încă nu este finalizat, nu e versiune finalizată a FIFA 21, care nu reflectă produsul final, mai este până acolo. FIFA 21 beta, alături de Andu. Salut Andu! Salut! De mult te-am mai văzut, Teo, ce băi, mai faci? Băi, da, da. Nu uitați că Andu e aici alături de noi în primul video la Ultimate Team Co-op. Am jucat contra lui Matt HD Gamer împreună. Cum a fost această experiență, Andu? Una emoționantă. Am fost emoționat, am jucat mult mai bine noi. Da. Ne-am dorit mai mult victoria. Da. Și în final am luat cele 3 puncte. Este bine? Un interviu? Bun. N-a fost meci ușor. Hai să vedem. La Division Rivals, dacă găsim, avem o echipă de la Liga. Iată acolo Suarez, Messi, Benzema, bustați frumos, mare trio de jucători. Încercăm cu această echipă la Liga să facem treabă. Dacă nu găsim aici, o să jucăm tot 2v1 la Friendlies. Oricum, ideea este că jucăm în echipă. Noul exact. Mod, cop, da. Care poți juca în doi. Altceva. Avem și chemistry între noi. Între noi ca oameni, ca persoane. Da. Ca entități. Gata. Pellegrino antrenor, antrenor mare, da? Pellegrino. Hai cu 2v2. Da. Hai, dă-i, să vedem. Gata, mă. Așa. Te-a găsit? Avem adversar. Am așteptat 10 minute, oameni buni. Nu prea sunt jucători în beta. Nu, no, prea sunt ei așa. Asta e. Și acum să iasă ăsta, cum era? Da. You lost connection to EA servers. E, ia uite că și el are câțiva gold. E bine așa. Piscek, wow! Și Stuttgart, VFB, Hernandez, toți, frumos. Deci avem 2v2, e perfect, jucăm și acasă. Așa, mă, în atmosferă, melodie de la gol acolo. Am făcut cu România, ia uite ce frumos, vezi? Frumos, scrie România. Dortmund, cred. E una cu ole, ole. O să vezi. E ceva cu România. Nu e, din păcate, sau poate să bage, cine știe. Să bage de ziua națională, ar fi tare. Messi, Ankara Messi, Messi, Messi. Hai că poate știu și... Opa! Noi! Bravo! Este meserie, da. Meserie! E bună! Benzema! Benzema, golazo! Golazo! Ia vezi! Karim Benzema! Ia! Ce? N-auzi? Eu n-aud jocul! La! Uită-l! Putere, a? Ai făcut porțile ca la fotbal pe plajă, cu alea galbene, para galbene. Porțile, ca să fie ca la Gigi Becali, sunt wow, din aur, din ăsta, da. Frumos, adică nu ne-am jucat. M-am scus Suarez? Eram Messi? Acolo. Nu merge. Era la limită, era că nu intră. Ha, ce pasă am dat! Ce pasă dau Olé! Aici! De unde ai scos-o, Teuțu? Mamă, știi ce am văzut? L-a luat pe Ramos și îl ducea spre mine și am zis că a lăsat gaură, uite, vezi? Mamă, da, mi se pare o pasă mult prea bună. De la Militao. N-ai cum, frate, senzațional a fost. Exact. Haide, oh! Bun, pe vârf. Te aștept. Messi primește. Te-am servit. Lionel Andres Messi! Da, mă. Frumos. Frumos. Ce? Frumos. Ha? Ha? Golas? Ce? Ce? Ne-am încălzit, băieți, ne-am încălzit. Ce facem aici? M-a plăcut Rău, acest... Divizia 1 la FIFA 21 cu 8? Ba, hai! și iau-te-i pești. O să ducă cu Sanchez pe interior, trebuie să-l ții. Mamă, bara a doua. A venit Neymar. Neymar. Unde-i Militao? Da, ne-au prins. Și e celebrarea lui Neymar de, cu dansul, cu alea, cu... Hai să uși peg. Bravo! Frumos! Frumos! Ia stai că nu ne jucăm aici! Și? Și pe cine vezi? Pe cine vezi? Pe nimeni! Nu văd pe nimeni, văd doar poartă! Messi! 3-2 oare? No! 3-2 oare? No, iese Ter Stegen. Marc-Andre. Pleca Benzema. Degajarea Andu. Ia vezi. Și vezi că e Benzema aici. De la Benzema. Am dat ce trebuie. Nu pot. Dă repede, repede. Dă repede, dă repede aici. Am dat. Doamne, ce meci. Asta da, e spectaculos rău de tot.
Bang. Eleganță, rafinament, centrări. Varan? Sunt centrări. Varan. Sunt centrări destul de OP. Câteva, destul, nu foarte. Da, uite, asta foarte bună, pentru că nu se mai face automat fundașul. Nu se mai duce, da, după ea. De Bruyne. De Bruyne. Messi din foarfecă, ce frumuseți. Oh, Suarez. Suarez, Suarezito, Suarezito, Suarezito. Canibalu. Canibalu, i-a mâncat, i-a mâncat. I-a mâncat pe toți. Voleu. Nu s-a uitat la ea. Bună. Suarez, Messi în centru. Messi para la Lionel Andres, pasa și e Benzema. 5. Am să fac crocheta, 5. Dar nu contează. 5-2. Da, mă. Aproape de setă, a? Halep joacă în această seară, dragi prieteni. Auzi, Stegen. Varan. Dă-mi la Varan. Sau așa, militar. Ceva ce n-am făcut și este spre deliciul meu. Wow. Bang. Bang. Cu Militao? Cu Militao, oameni buni. Frumos. Păi cum să faci berba asta cu Militao? Poți face acum orice skill cu oricine. Elastico? Doar că, bineînțeles, a, că... doar alea de 4. Că jucătorul care n-are stele o să facă mai slab dribbling-ul ca aici. Dar mai slab și a fost mai bine. Că și-a dat mingea mai în față. E? Mă duc în centru cu Benzema. Uci, am, uite-l, servit. Uite-l, Benzema. Da, mă, set, oameni, setul, 600. Să se schimbe terenurile. Hai, bravo. Vede? Bine? De la Jordi, de la Jordi. Aie, că am dat, mamă, ce bine. A levitat Jordi. Aladin. M-am spus că nu-i final joc încă. Da, nu mai apucăm, poate meciul viitor. Da. Ah. 6-2 victorie. Mai facem încă unul. Am fost foarte tare acest meci. Oameni buni, jucăm Rivals. Ia fiți atenți. Și nu prea avem meseuri bune, că în general sunt 16, 17, 20 acum. Dar trecem cu vederea, pentru că avem meci de Rivals și sigur o să fie un meci mai strâns, mai puternic. Ia uite. Time to focus, my friend. Îți place coreografia mea cu Parc de Bas și steagul României? Asta ce e? Ulciorul ce e? Da, ulciorul vrăjitoare. Acolo e pentru descântec, pentru de-alea. Știi cum se duceau la vrăjitoare când se accidentau jucătorii? La Mariana. Să se refacă, se duceau la vrăjitoare. Calm. Opa. Messi! Oh, doamne. Oh, doamne. Noi, pas. Luis! Suarez, golafo! Suarez! Golafo! Da, de lui Suarez! Da, mă! 1-0. Oh. Opa, nu, e bună! Da. Am văzut și pe asta. E bună centrarea? E bună centrarea! Ramos! Na! Câte linii ai băgat la asta? La centrare? Da. Bă, nu i-am dat pe la jumătate. Mă uit la reluare și văd. Bă, ce centrare asta, ești nebun? Te-ai văzut că a fost perfectă? Da. Intră pe lung... Bă, nu. Uite nu cum... cred că a fost cea... A dat ăsta prea tare cu capul. Și că a tras cu picior. Dar băi, am observat că centrările pe lung intră, nu chiar pe lung, pe Baradoa. Pe linia de lui 6, dar spre colțul lung, cum ar zic. Da. Bine, bravo. Ah! S-a lovit de bara aia de aur. Hai. Du-te, du-te în față repede. Fugi. Și? Ah. Mare kick-off glitch ce inventam. Luis Suarez, Luis. Ole! Luisito! Am dat golul. Seri. Mam. Cum mă voleu așa? Wow. Da, voleul e înapoi.
Așa am făcut și tatuaj Suarez. N-am fost atent niciodată. Aolea, ce efect. Opa. Opa. A, nou dribbling. Elegant. Gol. Beneder. Na, măi, 3-2, stai așa că nu este gat. Stai că aveam meci spectaculos și mai strâns decât precedentul. Acum și când 2v1, la început era 2v2. Da. Și acum e altceva, e altfel gândești meciul. Dacă ați văzut primul video pe care am făcut noi doi cu Coop, când am jucat cu Matt HD Gamer, ați văzut, e mai altfel. Uite, dovadă, 3-3. Nu se poate, este 3-3, Messi. Ia, ia-l în careu. Ia-l în careu. Nu! Ne-a întors ăsta, mă. Mai avem un minut. Du-te cu Griezmann, du-te. Mă duc. Arde-o peste. Mă opri, frate. Da, mă, bravo lui, ce să zicem. Sau? Nu! Ah! Scăpa Griezmann! Alo! Ba, mă, 4-4 făceam. Luam un punct. E, asta e. Înfrângerea, mă, autobuzul n-a rezistat. A avut pană. Da, bine, a trișat, da, deci eu da. Nu accept. L-a scos pe ăla fără degete de la linie echipă și a jucat singur. Asta e. Oricum, a fost tare acest video, meciul cu multe goluri și așa spectaculos, cu voleuri, cu dealea, chiar mi-a plăcut. Au fost goluri foarte frumoase, foarte, foarte frumoase. Tare Food Cup, mișto, poți face un drum spre Divizia 1, direct, așa. Da, oricum, e bine că s-a băgat modul ăsta, să poți să joci Coop și la Ultimate Team, așa, de pe două conturi. Mm-hmm. Ei bine, aici se încheie acest video cu Andu, mersi că ai fost aici. Mulțumesc și eu de invitație. Și, prieteni, nu uitați să stați un like acolo dacă v-a plăcut acest videoclip. Cam atât. Pa, pa!